propriile mele. Erau multe familii, circa 60 de case locuite, toți cu putere de muncă, mulți oameni. Pe drumurile astea nu era fir de iarbă, atâtea vite cât erau, se păștea tot. Acum, stabil, doar un băiat care are grijă de terenurile și casa lui oamenii ăștia din Arad. O comunitate din Arad care a cumpărat foarte multe elemente, aproape tot. Oamenii și au grijă de case, nu? Adică dacă stau sezonieri aici sau... Da. Păi ca și noi mai sunt vreo 3, 4, 5 și se construiesc încă vreo 7, 8. Dar de ce se construiesc dacă nu-i drum bun? Nu contează. Se retrage lumea sau vor să-și facă case de vacanță? Sau? Case de vacanță, tentați de liniște, se poate ajunge cu jeep-ul, vezi drumul. Pe partea altă e drum bun. Se poate merge pe Văleara. Și cum vedeți viitorul așezării? Păi, pe părerea mea de rău, se va popula și se va pierde de sălbăticie. Ca și pe Râul Mare, ca și pe Râul Șor, unde s-au tot construit, s-au tot făcut. Nu o să mai fie liniște de acum.